Eu nu am numit mai mulți judecători și știu că toți sunt supărați. Este dreptul meu în situația în care am întrebări la integritatea acestor oameni și acolo sunt mai mulți oameni care au averi mari care nu pot fi justificate prin salariile pe care le-au primit și e dreptul meu prin lege, în momentul în care am întrebări la anumiți candidați, să reîntorc dosarele la Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii să ia decizia finală. Și asta este procesul pe care îl urmez și o să vedem care va fi decizia Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv pe acest judecător, care, apropo, nu a trecut prevetting-ul. Deci, evaluarea externă, mă rog, nu o să intru în detalii aici, dar așa, ca o informație suplimentară la acest subiect. Și vedem procurori care, apropo, pe timpul lui Plahotniu, că au comis abuzuri serioase în activitatea lor, acum n-au altă treabă, nu se preocupă de dosare, de corupție mare prin care au fost prejudiciat statul și cetățenii, în schimb se ocupă de judecători în raport cu care există semne de întrebare. Și cum comentați acuzațiile doamnei Furtună că SIS și CNA ar activa în interzicere? Să răspundă SIS și CNA, eu v-am răspuns că eu am dreptul legal și vă rog să citiți legea, dacă nu sunteți convinsă, să întorc dosarele la CSM în cazul judecătorilor în raport cu care am întrebări. Și eu am întrebări în raport cu integritatea unor judecători. Și ar trebui și dumneavoastră să aveți și să încercați să faceți propriile investigații jurnalistice.